Bună dimineața, bine v-am găsit. Am venit cu Colindu să o colindăm pe cerase la Roge. Ne primești în casă? Primesc cu drag. Haideți să intrăm atunci. Haide, Matei. Ce faci? Văd că deja te pregătești pentru venirea moșului. Mă pregătesc de venirea moșului și este cea mai frumoasă perioadă a anului. Eu cam petrec tot anul, că mă aștept la tot ce e mai bun, sinceră să fiu, dar Crăciunul este cu emoții, plin de cadouri, plin de surprize, așa că am făcut și pomul, mă apuc de gătit și aștept Crăciunul. Haideți să vedem atunci cum ai decorat. Deja văd pe aici că ai aranjat o mică ghirlandă. O mică ghirlandă așa de interior. Am decorat și scara, pentru că scara o folosim cel mai des și am umplut-o de fundițe și de decorațiuni. Cât ți-a luat să decorezi scara? Că văd că e cu foarte multă atenție făcută, înconjurată de ghirlandă. Să știi că m-a ajutat și copiii mei și atunci s-a făcut în 5 minute. A mers repede, nu? A mers repede, haideți da. Să vedem bradul, că știu că de ieri mi-ai povestit că l-ai făcut în roșu și în alb. Uite ce frumos arată. Da, în anul ăsta am vrut să pun doar două culori la brad și m-am gândit că roșu și alb este chiar culoarea Crăciunului și am pus doar globurile roșii și am împodobit puțin cu o fașă albă. Dar sincer, așa ca un secret, am vrut să pun mai puține globuri, că obosisem. Haideți să ne exemplifici chiar pe brad. După cum puteți vedea, acesta este brad. Uite ce frumos este împodobit. Ai pus aici și dulciuri sau ce sunt astea? Ca un fel de bomboane. Un fel de bomboane, bineînțeles. Vedeți, globurile sunt toate roșii. Nu e niciun glob de altă culoare. Funde roșii și singurul lucru pe care l-am pus așa ca un cadou, să zicem, să pare și bradul un cadou, este această bandă albă pe care am înfășurat-o în jurul bradului și deci este roșu cu alb. Am pus toate globurile roșii pe care le-am găsit în casă și anul ăsta l-am făcut doar în două culori. Și bradul, după cum spuneai și tu, nu l-ai făcut singură, ci te-a ajutat frumoasa ta familie pe care o vedem chiar aici. Aici sunt cele două fetițe ale tale, Natalia și Carolina, alături de bunicile lor și de soțul tău. Nu știu cu cine să încep prima dată. Haideți să încep cu aceste două mici frumuseți. Ce faceți? Cum sărbătoriți voi Crăciunul? Cum așteptați Crăciunul? Cu bucurie. Ne place foarte mult spiritul Crăciunului. Suntem fericite și așteptăm muzică cadouri de Crăciun, cam din noiembrie, sunt puțin obsedată de Crăciun și doar încă îmi place atmosfera. Dar să vă întreb, ați fost cu minți? Adică cu siguranță ajunge moșul și anul acesta? Eu sper că ajunge. Da. Eu sper că zice mami, au fost cu minți sau nu? Te rog, spune-ne tu. Sincer, orice mamă clar spune despre copiii cel mai bun. Așa o să fac și eu, nu ies din rândurile astea. Am doi copii absolut minunați, iar fata cea mare face voluntariat, a ajutat de curând un caz a unei fetițe. Da, foarte frumos și a ajuns atât de departe că o vedetă a făcut ziua ei în numele acestei fetițe și toate cadourile, adică banii de cadouri s-au dus acolo. Și am văzut că și Morar a preluat acest caz la televizor și a ajutat acest caz. Se vede că ești o mamă cu adevărat model, energia ta pozitivă este transmisă și mai departe și de aceea aș vrea să îi pun două întrebări și soțului tău care se află aici, măcar să cum sărbătoriți dumneavoastră Crăciun? Bine, cum vă bucurați în familie atunci când vine Crăciunul? Tu de familia, așteptam moșul, ne bucuram de mâncare, ca toată lumea. A durat mult să împodobiți bradul? Eu nu participam. Mai mult pe aici. Bun, haideți să ne mai arăți, pentru că văd că mai ai și câteva fundițe puse aici, pregătite, prinse pe aceste perdele. Da. Îmi place foarte mult acest contrast, pentru că eu am toată casa cumva crem, adică e un fel de soare l-a pus în casa mea permanent și contrastul cu acest roșu care l-am de Crăciun, am luat și crăciunițe, am luat și, vedeți câți ciorapi am pus acolo să vină și Moș Nicolae, acum sunt goi pentru că deja a trecut Moș Nicolae. Dar și poate aduce Moș Crăciun câteva dulciuri și pune în el. N-ar fi rău deloc să aducă câteva dulciuri și să le pună acolo. Bineînțeles că vor fi pline de dulciuri. La toată familia ne plac dulciurile, să știi. De asta am și gătit azi dimineața. Haideți să vedem niște fursecuri ce ai pus acolo, ai pregătit pe masă. Arată foarte bine. Mi se face așa o poftă când le văd. Da, ăsta este un început și oricum o să vă servesc din ele după ce terminăm filmarea, ca să vă delectați cu fursecurile. Restul familiei mănâncă de post și facem și lucruri de post. Am cumpărat covrigi și toate lucrurile care sunt, că mai sunt doar câteva zile până la Crăciun, dar cel mai important este și vreau să transmit din toată inima acest
spirit de Crăciun, să devenim mai buni, să devenim empatici cu cei care au nevoie, cu cei care sunt supărați, poate o vecină, poate nu trebuie să mergem foarte departe, să observăm fața lor și dacă sunt triști sau dacă sunt singuri, e bine să ajutăm pe cineva, măcar cu o vorbă, să știți, nu costă absolut niciun bani, să fim buni, nu numai de Crăciun, tot anul, dar măcar acum ne ajută spiritul ăsta. Sărbătorilor. Și sunt curios să te întreb, care este felul de mâncare ce nu lipsește niciodată de pe masa ta de Crăciun? Felul de mâncare care nu lipsește niciodată pe masa mea de Crăciun sunt sarmalele de rață. Pentru că soțul meu, fiind israelian, nu mănâncă nimic din carne de porc. Și atunci facem foarte multe produse din alte animăluțe. Și sarmalele de rață, care nu sunt nici grele și sunt extrem de gustoase, nu lipsesc niciodată de pe masa de Crăciun. Sunt o specialitate, să zicem așa, a Crăciunului. Apoi facem salate de băf, piftie din pui, facem mai multe lucruri și foarte puțin. Exact. Pentru că avem o familie mixtă, genul. Am o fetiță vegetariană. Dar haideți să mergem chiar lângă ei să ne le arăți, te rog frumos, pentru că ai o familie minunată și aș vrea ca și oamenii de acasă să vadă acest lucru. Unde haideți să stăm de aici, vezi toată familia, poți să filmezi toată familia și să ne spui așa pe rând despre fiecare câte ceva frumos. Câte o vorbă frumoasă. Da. Carolin, cum v-am spus, este la liceu, este măricică, este adolescentă, puțin rebelă, dar își dezvoltă empatia deja la această vârstă, face voluntariat, chiar muncește foarte mult și mă bucur pentru ea și o felicit. Natalie este o ființă foarte bună și veselă, suferă pentru colegii ei de clasă tot timpul, dacă cineva îi supără, vine acasă supărată. Este foarte sensibilă și bună. Aici, când ne aflăm la copii, aș vrea să te întreb, cum erai tu când erai un copil? Cum era Crăciunul în familia ta când erai de vârsta lor? Crăciunul de vârsta mea avea foarte puține jucării și dulciuri, că pe timpul lui Ceaușescu nu se găseau foarte multe, dar aveam acea bucurie de orice copil care se bucura de o portocale, sincer, acel miros de portocale mi-a rămas până acum, pentru că nu se găseau, trebuia să stai la coz și le ascundeau. Mai primeai cu colindul dacă mergeai, mai primeai câte o portocală? Mai primeai câte o portocală, mergeam cu colindul, mergeam la bunici, la țară și primeam covrigi și nuci și portocale, eram foarte fericiți și țin minte când m-a făcut să mai mărci, că mama nu mai știa pe unde se ascunde înainte cadourile, pentru că eu încă înțelesesem eu ceva și era foarte disperată cum să facă, să lase moșul să vină la mine acasă și să pună sub brad dulciurile. Avem mixed family, de ce o familie mixtă? Pentru că am o fetiță, cea mică este vegetariană, de la sine putere, de la 3 ani, nu vrea să mănânce carne, soțul nu mănâncă porc, așa că avem un chin așa, cumva, exagerez, dar facem foarte multe feluri pentru fiecare, și pentru cea mică, și pentru soț, și bunicile, dintre care o bunică nu vorbește românește, vorbește doar engleză și ebraică, pentru că a venit tocmai din Israel ca să sărbătorească cu noi împreună Hanuka și Crăciun. Și mama a venit și ea din provincie și ne-am reunit, așa că o să fie o masă mare, bogată, mai avem și musafiri, o să deschide masa aceea pe care ați văzut-o și o să fie foarte, foarte multă lume la masa de Crăciun. O să ne bucurăm cu toții și urez tuturor să fie foarte fericiți tot anul și să creați această stare de Crăciun tot anul, adică să ne așteptăm la tot ce poate fi mai bun. Și atunci când ne așteptăm la tot ce este mai bun, asta se întâmplă. Dacă proiectăm, aoleo, nu am aia, nu mi iese asta, parcă văd că asta nu o să am succes la ea. De-aia mai bine ne gândim la lucruri pozitive. Bineînțeles, nu numai pozitive, lucruri bune, potrivite nouă, care noi ni le dorim și să credem cu putere că ni se poate întâmpla. Am înțeles, vă mulțumim foarte mult, mă întorc la doi oameni foarte pozitivi. Mă întorc la Natalia, Răzvan. Dar și tu ești un om foarte pozitiv și un dansator excelent, pentru că Vlad Dămugoș a rupt ringul în două la petrecerea de